Când mă întorc din depărtări acasă, cu mult dor și foarte obosit, mă întâlnești atât de bucuroasă și mă simt atât de fericit. Porți în ochi atâta gingășie, ai un veșnic suflet de copii. Doar cu tine orice fantezie, floare de april, floare de april. Doar acasă viața e frumoasă, totul este ca un vis împlinit. Când la poartă știi că te așteaptă omul cel mai drag și cel mai mult iubit. Focul arde în vatră și la masă, te aștept cu flori de busuioc. Dragul meu, să știi că doar acasă este cel mai căutat noroc. Am prieteni mulți în lumea mare, prețuiesc ce-a fost în viața mea, dar cea mai frumoasă sărbătoare e în privirea ta, e în privirea ta. Doar acasă viața e frumoasă, totul este ca un vis împlinit. Când la poartă știi că te așteaptă omul cel mai drag și cel mai mult iubit. Doar acasă viața e frumoasă, totul este ca un vis împlinit. Când la poartă știi că te așteaptă omul cel mai drag și cel mai mult iubit. Viața e frumoasă, totul este ca un vis împlinit. Când la poartă știi că te așteaptă omul cel mai drag și cel mai mult iubit. Doar acasă viața e frumoasă, totul este ca un vis împlinit. Când la poartă știi că te așteaptă omul cel mai drag și cel mai mult iubit. Omul cel mai drag și cel mai mult iubit. Omul cel mai drag și cel mai mult iubit. Plutonierul Oleg Sârghi s-a întors acasă de la campionatul european la haltere, care se desfășoară în Antalya, Turcia. La aeroport, vicecampionul a fost întâmpinat cu flori de către șeful clubului sportiv central al armatei, Victor Belevici, și de către comandantul batalionului de gardă, colonelul Dumitru Mudrenko. Șeful clubului sportiv l-a felicitat pe Oleg Sârghi și i-a mulțumit pentru rezultatul obținut. Reprezentantul armatei naționale, care a evoluat în categoria 56 de kilograme, după două probe de concurs a totalizat 262 kilograme, ceea ce a asigurat medalia de argint. Oleg Sârghi a fost devansat doar de halterofilul din Azerbaijan, Valentin Snejev Hristov, care a înregistrat un total de 280 kg. Sârghi a devenit premiant și în cele două probe separate, aducând în palmaresul Republicii Moldova o medalie de argint, la proba de aruncat cu rezultatul de 146 kg și una de bronz la smuls cu rezultatul de 116 kg. Anul trecut, reprezentantul Armatei Naționale a înregistrat aceleași rezultate, ceea ce i-a permis să obțină medalia de aur. Adversarul care m-a devansat este un sportiv renumit cu mari perspective, dar eu promit că voi lupta cu el în următoarele competiții și sper că voi obține un rezultat mai bun, a declarat sportivul Oleg Sârghi. El a început deja pregătirile pentru Jocurile Olimpice, care se vor desfășura vara în Londra, Marea Britanie. Pentru data de 17 aprilie curent este programată o întrevedere a ministrului apărării Vitale Marinuța cu vicecampionul european Oleg Sârghi.
Baza de instruire militară Bulboacă a fost gazda unui exercițiu demonstrativ cu executarea tragerilor de luptă în componența Plutonului, care a antrenat circa 30 de militari. La exercițiu militar au participat comandanții de batalion, divizion și companii din unitățile armate naționale, precum și studenții Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Prezent la eveniment, generalul de brigadă Igor Cutie, comandantul Comandamentului Forțe Terestre al Armatei Naționale, a apreciat cu notă pozitivă antrenamentele. Exercițiul tactic cu tragere de luptă cu Plutonul este un exercițiu foarte important pentru pregătirea efectivului din cadrul Armatei Naționale, deoarece elementul de bază îl constituie Plutonul compania și trebuie să cunoască cum să activeze în condiții reale a unui câmp de luptă. Această posibilitate este oferită unității militare în orice perioadă de pregătire. Este o pregătire de rutină care se desfășoară în cadrul Armatei Naționale. Nu este nimic greu pentru efectiv, dar este necesar pentru a antrena militari în termen, cât și militari pe contract. S-au descurcat. După părerea mea personală, s-au descurcat foarte bine, atât militari pe contract, cât și cei în tineri. Ați avut posibilitatea să vedeți militari care au deja 4 luni de activitate în Armata Națională și au arătat rezultate foarte bune. Inclusiv și am pus scopul principal, asta este securitatea, pe timpul executării acestor exerciții, deoarece aspectul securității pentru Armata Națională este primordial. Ce note le puneți? Păi, nota 10. Totodată, generalul Cutie a menționat că în Armata Națională tragerile de luptă în componența Plutonului se desfășoară după etapa de instruire individuală a soldaților și instruirea militară în componența grupelor, precizând că exercițiile de acest gen au loc bianual și fac parte din programul de pregătire a forțelor terestre. Despre elementele noi care au fost introduse la acest exercițiu demonstrativ ne povestește colonelul Ion Doțenco, comandantul brigăzii Ștefan cel Mare. Catare, tragerea de luptă a fost în conformitate cu documentele de conducere, dar la locul de instrucții, noi am adăugat ceva suplimentar, luând în considerație ultimele experimente, cum ar fi acordarea ajutorului medical de către fiecare militar în termen separat aparte, plus și asigurarea logistică cu unele aspecte de supraviețuire care trebuie să le cunoască fiecare militar în termen și alte aspecte la fiecare loc de instruire care a fost. Știți să ne spuneți pentru viitor, vor mai fi efectuate semne exerciții în cadrul brigăzii noastre? Sigur că da, noi avem un ciclu de pregătire, adică fiecare 6 luni se desfășoară ciclul dat și practic odată la 2 luni noi executăm trageri de luptă ori cu grupa, plutonul, compania și participăm la diferite aplicații, inclusiv și la unele aplicații internaționale. De menționat că în cadrul antrenamentelor demonstrative s-au efectuat trageri din mașinile de desant, tunuri, aruncători de grenade, mitraliere și alt armament din dotarea plutonului de infanterie, de la distanța 500 de metri, 800 și 1500. Militarii de asemenea s-au antrenat la punctele de instruire, pregătirea de geniu și protecție chimică, pregătirea medico-militară, executarea tragerilor de luptă cu plutonul, sisteme de comunicație și informatică și altele. Îmbătrânirea activă, sănătatea adaugă viața anilor. Acesta este subiectul Zilei Mondiale a Sănătății în anul 2012. Pe militari cred că mai puțin îi afectează acest lucru, deoarece ei mereu sunt în mișcare, adică se ocupă cu sportul. Până la urmă, fiecare răspunde de modul său sănătos de viață. Despre acestea și alte aspecte ale sănătății a discutat colega Mihaela Mârza cu șeful Spitalului Clinic Militar Central, colonel medic Vladimir Trofimov. Considerați că Ziua Mondială a Sănătății sărbătorește pe tot în teritoriul Republicii Moldova, toate instituții medico-sanitare publice din țară, precum și noi, vom organiza diferite ședințe cu toți pacienții care se află tratament în spital. În spital deja este o practică sănătoasă de a efectua lecții cu privire la promovarea modului sănătos de viață, și anume ceea ce privește dauna fumatului, dauna băuturilor alcoolice, stupefiantelor, precum și modul de prevenire și propagarea modului de viață, anume în scopul evitării infectării cu, la moment este actual, tuberculoza, infecțiile sexual transmisibile, SIDA și alte. Va fi implicat în principiu practic efectivul de medici din secțiile spitalului, precum și personalul medical mediu. Iată, tema pentru anul acesta, dată de către Organizația Mondială a Sănătății, este rezistența la agenții antimicrobieni cu sloganul "Acționează astăzi ca să poți vindeca mâine". Ați putea să ne spuneți dacă militarii noștri utilizează antibioticele, cât de des și dacă există riscul de a se crea această rezistență? În practică de tratament și conform standardelor medicale de diagnostic și tratament, precum și a protocolelor clinice naționale și instituționale, este prevăzut de a utiliza antibiotici pentru tratamentul diferitelor maladii. Dar reșinim faptul că contingentul de militari
care se tratează sunt de o vârstă de la 18 până la 50 de ani, inclusiv semnătari prin contract. Organismul fiind tânăr, proprietățile și capacitățile de refacere sunt mai mari. Ne străduim pe cât e posibil să evităm prescrierea antibioticilor puternice, începem de la cele mai simple, în cazurile numai necesare de a fi indicate. Ce probleme de sănătate cel mai des acuză apărătorii patriei? Nu putem spune mai des, dar probleme anume care sunt specificate de diferite perioade anului, și anume perioada de încorporare, care sunt efectuate examenele medicale aprofundate la toți militarii, în cadrul cărora se depistează diferite maladii preexistente încorporării, precum și maladii deja care apar pe perioada serviciului militar. Dacă să luăm în general, pe locul întâi se situează maladiile aparatului respirator, locul 2 maladiile țesutului subcutan și locul 3 sunt maladiile aparatului digestiv. Ați putea să ne dați careva cifre, date exacte referitor la numărul de pacienți care au fost tratați pe perioada unei luni? Câți dintre aceștia sunt militari în termen? Dacă să facem o analiză anului precedent, 2011, în Spitalul Clinic Central s-au tratat peste 7300 de pacienți. E un calcul foarte simplu, medie la 600 de persoane pe lună, dintre care 50% prezintă contingentul de militari, 39% sunt militari în termen. Vă rugăm să ne spuneți dacă au mai fost modernizate careva din secțiile spitalului, utilaj nou ați primit? Ne străduim și depunem efort în tot spitalul, tot colaboratorul depunem efort cât e posibil de a perfecționa baza tehnico-materială, precum și condiții de tratament, condițiile de activitate a personalului. Parcursul anului s-au procurat careva utilaj, aparataj medical, a fost repartizate în secțiile spitalului, a fost recent procurat un analizator hematologic pentru secția diagnostic laborator, care a ușurat foarte mult activitatea anume a colaboratorilor secției. Preconizăm pentru anul acesta să dotăm secția chirurgie maxilofacială cu două instalații stomatologice. De asemenea, se preconizează pentru a procura instrumentar pentru secția chirurgie mini-invazivă, anume pentru a crea posibilitatea de a introduce în practică diagnostic și tratament a metodelor de diagnostic și tratament mini-invazive, anume metodele endoscopice de tratament. Preconizăm de asemenea să îmbunătățim condițiile de trai, de spitalizare a pacienților, și anume o reparație curent a secției cardiopulmonologie, precum și secția diagnostic laborator. Sunt proiecte. Totodată se efectuează reparația capitală a cantinei spitalului. Militarii care se tratează la Spitalul Clinic Militar Central, ei beneficiază de medicamente. Gratuit. Da, cu siguranță, gratuit. Luând în considerație că legea cu privire la statutul militarului, articolul 15, prevede asigurare medicală gratuită a tuturor militarilor, nici nu se pune în discuție modalitatea de asigurare. Este sigur la toți gratuit, nu se discută. Există acorduri de schimb de experiență cu spitale din alte țări? Cu siguranță. Avem acorduri de colaborare cu Federația Rusă, acorduri de colaborare cu Spitalul Militar din Kiev și Institutul Medico-Militar din România. Anii precedenți s-au aflat medici și specialiști din spital la un stagiu de 2 săptămâni, au fost Spitalul Militar din Kiev, după care în 2010 au participat la 2 cursuri pentru medici militari stomatologi și medici militari traumatologi la Academia Medico-Militară din Sankt Petersburg. Totodată mai sunt cursuri de perfecționare pentru medici la Institutul Medico-Militar din București. Dar la moment mai aveți pe cineva plecat? Ultimii 4 ani, practic, am avut câte un medic, începând din anul 2006, s-au aflat în Statele Unite, în Germania, și la moment se află câte un medic la cursul de studiere a limbii germane, după care urmează cursul de bază, anume pe specialitate. Doharul de drum inside my head, so now I ain't got none better thing than follow you and let you lead. I've been rocking them beats, here we come with the hits. You see I'm driving that beat and I want you to be. I'll be rocking them beats, here we come with the hits. I got you in blazes, forget all your miss. Give me wings to fly for the pain of peace.
Sănătate, pace, curaj și putere, noroc și clipe frumoase. Pe toate astea să le aveți de acum încolo până venim în casele voastre cu vești noi deja duminica viitoare. Denis Rotaru, Domnița Jechiu, s-auzim!